Salutare și bine te-am regăsit! Sunt Laura Matescu de la Picturia și astăzi vreau să mai pictez o piatră pe care voi avea o casă de piatră, un frumos cadou de nuntă. Și de data aceasta, spre deosebire de cealaltă piatră pe care am pictat-o la fel, voi folosi vopsele marca Artix. Mai mult decât atât, ideea acestui video de astăzi este să vă arăt cât de mult mă ajută pe mine pensulele pentru detalii de la Artix. Pietrele sunt obiecte destul de mici pe care dacă vrem să pictăm detalii avem nevoie de uneltele potrivite pentru acest lucru. Pentru cei care nu au văzut primul meu video cu casa de piatră pe piatră, vă spun faptul că am grunduit piatra cu o pastă de structură pentru a nivela acele asperități specifice pietrelor de râu, pentru că dacă vreau să pictez detalii pe aceste căsuțe pe care le pun pe piatră, am nevoie de o suprafață cât mai netedă, nu doar ustensilele potrivite, ci și suprafața contează foarte mult. Ulterior am făcut o schiță cu creionul, un creion obișnuit cu mină de 0,7. Pensulele pentru detalii pe care le am acum pe masă nu le voi folosi de la primii pași ai picturii, ci mai degrabă spre final. Pentru început voi folosi pensulele obișnuite, mărimi de la 2 până la 8, pentru a acoperi zonele cu culoare, cum ar fi, bineînțeles, pentru orice peisaj, începem cu cerul și pentru aceasta voi folosi un albastru cobalt amestecat cu puțin alb. Același albastru cobalt, dar fără atât de mult alb, l-am folosit pentru a picta munții. De data aceasta avem și un peisaj cu munți în spatele căsuței. Urmează apoi să mă joc cu diverse nuanțe de galben și portocaliu pentru partea de la acoperișuri și sub acoperișuri. Am să încep chiar să pictez cu galben pur zona ierbii, urmând ca verdele să-l adaug peste, și asta pentru că mi se întâmplă foarte des atunci când pictez peisaje, dacă încep direct cu verde pe zona de iarbă, îmi este greu să o deschid apoi la culoare, galbenul fiind o culoare transparentă. Și de aceea mai degrabă începem cu galben, cu cele mai deschise nuanțe și cele mai gălbui, și ulterior adăugăm verde acolo, în acele zone în care vrem să închidem puțin la culoare iarba. Și în momentul în care avem deja o sumedenie de culori pe paletă, putem să începem să facem niște griuri pentru zidurile casei. De asemenea, tot de gri vom avea nevoie și pentru aleea pietruită care duce către casă, și acolo o să fie unul din primele locuri în care vom aborda detalierea cu aceste pensule pentru detalii. Și trebuie să recunosc că sunt niște pensule pe care eu mi le-am dorit foarte mult, pentru că mai nou pictez foarte mult miniaturi. Îmi plac miniaturile pentru că le pot picta mai repede și în orice colțișor al casei, fără a fi nevoie de un spațiu mare. Mai mult decât atât, eu acum am 2 copii mici pe care îi duc la școală și peste nici 2 ore aproape deja trebuie să fug înapoi după ei să-i aduc acasă. Pentru că programul de școală, în primii ani de școală, este foarte scurt. Și atunci și timpul meu pentru pictură este foarte scurt. Trebuie ca în decurs de maxim 2 ore să termin o pictură. Și atunci apelez la tot felul de lucruri mărunte, cum sunt pietrele sau cuburile din lemn, pe care le pot picta repede. Și am constatat această nevoie de a avea niște pensule pentru detalii, pentru miniaturi. În primul rând, aceste pensule au o notație pe mâner 00 sau 000, cea mai mică. Acestea ar fi cele mai mici. Adică, închipuiți-vă că într-un set, să spunem, normal de pensule, numărătoarea începe de la 0 și merge din 2 în 2. 0, 2, 4, 6, 8, numere pare, în general, cumpăr eu. Și aceste pensule sunt sub 0. La minus, practic.
sunt mai subțiri, mai mici, pentru detalii mai fine. Firele de la aceste pensule marca Arctic sunt mai lungi și de aceea cu ele putem trasa lucruri mai lungi, cum ar fi crengi de copaci sau aceste margini ale acoperișului caselor. Ele sunt foarte, foarte bune, aceste pensule, și pentru caligrafie. Și dacă vrem să scriem un mesaj frumos caligrafic, putem apela la aceste pensule mai degrabă decât la alte pensule. Există pensule pentru detalii și cu fire mai scurte, dar cu acelea nu prea reușești un efect atât de caligrafic, atât de frumos, precum cel obținut cu aceste pensule. Dar, lăsând la o parte faptul că sunt firele lungi și putem obține astfel crengi și linii mai lungi, subțiri, ceea ce îmi place mie enorm de mult la aceste pensule este mânerul. Faptul că au un mâner ergonomic. Eu când foloseam o pensulă pentru detalii mărimea 0, deci nu sub 0, nu 000, mă deranja faptul că trebuia să țin mâna foarte aproape de vârf și nu reușeam să o țin nici așa perfect. Tot îmi tremura mâna și nu ieșea tremurat tot ceea ce făceam. Mai degrabă puteam să punctez cu ea, dar să trasez efectiv nu prea puteam. Datorită mânerului ergonomic de la pensulele Arctic, simt că mâna nu mai îmi tremură și pot să trasez linii mult mai drepte datorită acestui lucru și mâna mea este mai relaxată. Au fost situații când, după o ședință mai lungă de pictură, să zicem, efectiv mă durea mâna, de la umăr și până la încheietură, dar în special încheietura. Și asta era datorită pensulei nepotrivite și excesului de timp de pictură. Dar, dacă vrem să pictăm astfel de obiecte mărunte, miniaturi și folosim o pensulă cu mâner ergonomic și cu mărimea potrivită de pensulă, adică sub 0, 00 sau 000, 3 de 0 este cea mai mică, putem să facem acest lucru într-un mod mai relaxat. În acest peisaj cu căsuță nu am avut crengi de copaci sau trunchiuri, dar după ce am terminat ferestrele, ușile și alte mici detalii pe suprafața caselor, m-am ocupat cu aceeași pensulă pentru detalii și de zona zidului de piatră care se află între căsuță și alee și apoi spațiul dintre pietre cu care este pavată aleea este un spațiu cu iarbă și acea iarbă am pictat-o efectiv trasând linii verzi cu ajutorul acestei pensule pentru detalii. Tot așa, doar că cu o altă mișcare a mâinii putem să pictăm și firele de iarbă. Folosim tot pensula pentru detalii cu care putem să facem linii foarte subțiri, dar vom picta de jos în sus în sensul creșterii firelor de iarbă. Deși principala aplicabilitate a acestor pensule este trasarea de linii, fie ele orizontale, verticale sau ușor curbate pentru acele fire de iarbă, asta nu înseamnă că nu putem să și punctăm cu această pensulă. Eu am punctat câteva puncte roșii în apropierea casei care reprezintă la această dimensiune o tufă de trandafiri. Tot de aceste pensule mici m-am ajutat și pentru a completa anumite zone în care nu am reușit să fac perfect cu o altă pensulă. Au rămas, să zicem, mici spații între casă și zona de iarbă. Pot să revin acolo cu o pensulă de genul acesta pentru detalii foarte mică și subțire pentru a completa fără a trece din greșeală peste un element, așa cum s-ar întâmpla dacă aș folosi o pensulă de mărimea 2-4. Rezultatul final al unei picturi realizate, sau mai bine spus finalizate cu detalii folosind aceste pensule, este faptul că pictura devine mai realistă. Avem, practic, un peisaj extrem de detaliat și realist pe o suprafață foarte, foarte mică și acest lucru mie cel puțin mi se pare fascinant. Adică este mult mai ușor să realizezi același peisaj pe o suprafață mai mare, să zicem de la A4 în sus,
dar în același timp este foarte spectaculos să vezi același peisaj la același nivel de detaliere pe o suprafață care îți încape practic în palmă. Un astfel de cadou pictat de mici dimensiuni este ideal pentru că nu ocupă mult spațiu și practic nu încarci casa acelea pe căruia i-o dăruiești, cel puțin din punctul meu de vedere, așa este. Când am terminat această piatră, am zis, da, hai să încerc să fac una și mai mică, de ce nu? Dacă această piatră a fost cea mai mare pe care am găsit-o pe râu și avea dimensiunea aproximativ a mâinii mele, acum am luat încă una mai mică și am desenat pe ea o căsuță mai mică, am avut o placată cu textul casă de piatră scris mai mic. Și iată că pensula pentru detalii 000 a făcut față cu succes și la această dimensiune. Dacă vrei să afli și cum se pot face mai multe astfel de cadouri frumoase și sau decorațiuni realizate pe diverse obiecte, nu doar pietre, obiecte din lemn, sticlă, materiale textile. E bine, pentru toate acestea am pregătit pentru tine o carte care se numește Cum pictez pe orice material. În descrierea acestui video vei găsi link către cartea pe care ți-o recomand. Mulțumesc pentru vizionare și te rog să dai și tu un like, trimite mai departe acest video către prietenii tăi, pentru că în felul acesta mă susții pentru a putea face și în continuare alte videouri despre pictură.